Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire încă nu știu cât vor plăti în această iarnă pentru gigacalorie. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei nu și-a dat avizul pentru noile costuri ale gigacaloriei. Cu cât ar putea crește factura la încălzire, ne spune chiar acum Mădălina Ignat. Bună dimineața, Mădălina! Bun găsit! Sunt semne mari de întrebare referitoare la prețul final pe care îl va stabili ANRE pentru producția agentului termic. Cert este că cu siguranță vorbim despre scumpiri și o să vă dau un exemplu. Dacă anul trecut oamenii plăteau pentru o garsonieră, da, când venea vorba de încălzire, 150 de lei pentru o garsonieră, repet, anul acesta ar putea să plătească cel puțin 350 de lei, iar pentru un apartament cu două camere, cel puțin 700 de lei și asta pentru că vorbim despre scumpiri. Ne aducem aminte că începând cu data de 1 aprilie 2022 prețul pe gigacalorie a fost stabilit la un preț de două ori mai mare față de anii trecut. Asta înseamnă că dacă până în 2022 bucureștenii plăteau pentru o gigacalorie 143,85 de lei în sezonul rece și 163 de lei în restul anului, iată că de la 1 aprilie a fost stabilit prețul de 330 de lei pe gigacalorie, atenție, fără TVA. Sunt disperați bucureștenii, așteaptă să vadă ce decizie se va lua și care vor fi prețurile pe care, care va fi prețul pe care vor trebui să îl plătească. Știm deja că sunt scumpiri în ceea ce privește gazele și electricitatea. Iată că urmează majorări și când vine vorba de apă caldă și căldură și pe lângă faptul că oamenii se gândesc cât vor plăti, se întreabă cu ce vor reuși să plătească. Așteptăm așadar să vedem care este decizia ANRE, care va fi prețul final, când vor fi anunțați oamenii cât trebuie să plătească. Cert e că astăzi la Primăria Generală, primarul general Nicușor Dan va semna astăzi cu reprezentanții companiilor câștigătoare ale licitației cele 5 contracte pentru reabilitarea 210 km de rețea de termoficare cu finanțare europeană. Sunt oameni disperați, mai ales că, vedeți în aceste momente în imagini, vă arată colegul meu Răzvan Bordei, sunt lucrări în capitală și vorbim de cel puțin 600 de blocuri care nu au apă caldă și căldură.